Credeți în creșterea aceea de 40% a punctului de pensie? Este fezabilă? Eu nu cred că trebuie să facem obsesii pe cifre biblice și să fim foarte atenți. Dacă nu vrem să rătăcim așa vreo 40 de ani printr-un deșert financiar, nu trebuie să... Văd că singura discuție e 40%, dar legea e mare și lată, are atâtea prevederi. Hai să fim serioși cu cifrele. Deci nu pot să vă dau acum un răspuns, că n-am așa un răspuns. Răspunsul meu este să așeze... Aici nu este decât soluție politică. Deci nu avem soluție financiară și economică. Când economia crește cu 4%, nu poate să crească ceva cu 40%, că nu e ceva marginal. E jumătate din populația activă a țării. Deci, câtă filozofie trebuie să faci aici? Într-adevăr, soluția este dificilă, dar e politică și socială.